Bine, asta e colecția de toamnă. Eu am să încerc repede să te îmbrac, Olga. Și am să apelez la un stil casual, probabil. Să stabilesc un record ca timp să îmbrac pe Olga. Olga, mai departe. Ce mărime ai la încălțări? 39. La bani nu ne uităm. Așa. Abar n-aveam cât costă. Toamna asta se anunță a fi una de aur. Dar nu se combină cu o curea albastră sau un fular negru. Un fular negru. Hai să încercăm un fular. Aici începe toată povestea. Și geanta? Fără geantă. Azi fără geantă. Cred că va ieși un produs. Așa cred eu. Habar, să vedem. Dar eu am eșarf. Eu port eșarf. Respectiv am învățat. Noroc. Ce faci? Super fashion. Ești de-ama un fan. Poți să le spui la oameni că ești fanul meu, că eu am gust. Spune că eu am gust. Nu, mersi. Hey, hey. Mai este de lucrat, dar începutul e bun. Foarte, ce proporții? Foarte uscat. Foarte uscat. Mi-am imaginat-o pe Olga casual toamna într-o pădure aurie. Da, că am omit partea de sus, chestia asta foarte exagerată. Proporțional nu e corectă, e pentru că stă nici la jumătate de tale, nici la tale, nici mai jos, nici mai sus. Chestia asta deranjează și respectiv îi strică din proporția ei. S-ar putea să fie greșit la combinația de culori, adică poate prea mult maro. Am căutat o curea neagră, n-am găsit, am vrut să combin cu eșarfa. Poate e prea sever, dar nu cred până la urmă. Cred că căldura maroului rămâne a fi predominant. Șapte. Poți spune șase, de fapt. Un șase plus, da.